la primăria capitalei? Păi, ținând cont că nici PSD-ul, nici PNL-ul deocamdată nu au ieșit cu un nume de candidat comun, cred că poate că se gândesc și ar trebui să se gândească la șansele foarte mari pe care le are colegul nostru și președintele PUSL, Cristian Popescu Piedone, să câștige primăria generală a capitalei. El are și experiența de primar la sectorul 5, este foarte apreciat acolo, ați văzut că are foarte multe proiecte. Ea face politică de la firul ierbii, cum se exprimă dumnealui, adică este printre oameni și știe problemele lor. Eu cred că Bucureștiul are nevoie de un astfel de primar, pentru că ați văzut, Nicușor Dan, din păcate, a dezamăgit, a fost susținut, dar nu știe ce probleme au bucureștenii, doar la nivel teoretic. Deci cred că ar fi foarte bine ca coaliția PSD-PNL să susțină pe Cristian Popescu Piedone, pentru că cred că este singura șansă viabilă pentru București și un om care va face ordine și va face proiecte și le va da bucureștenilor ceea ce au nevoie. Domnule Guran, într-o concluzie foarte scurtă, ați fi de acord?